situația și cum încercați să îi ajutați pe oameni? Da, o situație neplăcută deloc. 43 de persoane au rămas fără adăpost. Însă s-a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență și s-au luat măsuri de moment pentru a rezolva cazarea acestor oameni. Primăria dispune de 3 locuințe sociale special ținute pentru astfel de cazuri, iar celelalte persoane vor fi cazate tot în locații ale primăriei, inclusiv în hotelul Stadion, ce este proprietatea municipalității. Încercați să rezolvați cât mai repede situația? Da, foarte repede. Am mai avut un astfel de caz. Avem, să zic, oarecum o experiență care nu ne place deloc, dar trebuie să fim pregătiți. Când un bloc din Megidia, într-un bloc din Megidia a avut loc o explozie, iar 13 apartamente au fost distruse. Atunci, în 48 de ore, am reușit să rezolvăm această problemă. Sperăm într-un timp la fel de scurt și, dacă legislația ne permite că între timp s-a mai modificat, să rezolvăm într-un timp foarte scurt. Ce v-ați propus? Să renovați? Să-i ajutați să-și renoveze locuințele? Sau? Da, după cum ați văzut, locuințele acelea nu știu dacă mai pot fi renovate, însă luăm în calcul lucruri mai moderne. V-am spus, să vedem ce ne permite legislația să facem. Decizia se va lua în cursul zilei de astăzi. Dintre ei, foarte multe cazuri sociale. Cam toate sunt cazuri sociale, pentru că n-ar fi stat în zona aceea dacă oamenii aveau o situație economică foarte bună.